Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Chiar dacă mâine sărbătorim Ziua Minorităților Naționale din România, le spunem de astăzi la mulți ani celor 17 minorități naționale de pe teritoriul țării noastre. Emisiunea din Viața Romilor este de 17 ani aproape de minoritatea romă și ne bucurăm că avem ocazia să intrăm în casele dumneavoastră în fiecare sâmbătă pentru a promova frumusețea și valorile culturii rome. La invitația Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, minoritățile naționale au participat la Târgul de Carte Gaudeamus 2022. După o absență de 2 ani, unul dintre cele mai îndrăgite târguri de carte a revenit în atenția publicului cu noutăți editoriale de excepție, dar și cu un pavilion dedicat dialogului interetnic. Vorbim despre conviețuire, colaborare, sprijin reciproc. În acest context, două minorități istorice și-au dat mâna într-un program pilot, prima tabără interetnică maghiaro-romă. Împreună suntem mai puternici. Evenimentul a avut loc la Odorheiu Secuiesc, în prezența liderilor maghiari și a liderilor romi. Mobilizare intensă la filialele Partidei Romilor din țară, adunarea generală la Partida Romilor, filiala Constanța. Toți cei prezenți în sală și-au ales echipele care îi vor reprezenta pe viitor în dialogul cu instituțiile. Problemele tinerilor și ale femeilor au constituit punctele sensibile ale dezbaterii. La Brașov a avut loc adunarea generală a asociației. Au fost prezenți liderii romi, dar și factorii decizionali din administrația județeană și locală. Cei peste 170 de delegați din județul Brașov au votat structura comitetului director, dar și echipele structurii de tineret și femei. Un material special despre surprizele pe care vi le pregătim în prag de sărbători vă așteaptă în doar câteva minute. Din Viața Romilor începe acum. Vă mulțumim că ne sunteți alături și astăzi! Târgul de Carte Gaudeamus 2022, organizat în capitală, a avut loc săptămâna trecută la Romexpo. După o pauză de 2 ani din cauza contextului pandemic, unul dintre cele mai iubite târguri de carte din România a revenit în atenția publicului cu noutăți din toate genurile literare. Un pavilion special a fost organizat sub atenta coordonare a Departamentului pentru Relații Interetnice, care a invitat toate cele 17 minorități naționale să expună cărți de istorie, limbă, valori și tradiții. Materialele, atât tipărite cât și în format digital, au putut fi consultate la standurile dedicate fiecărei etnii. Am observat că a început să se ceară foarte multă literatură ucraineană, din păcate sunt puține traduceri, chiar și teatrele au început să pună în scenă piese după dramaturgi ucrainean și chiar și Uniunea Scriitorilor a scos câteva cărți. Deci, din păcate, este acest război, dar pe plan cultural n-am avut decât de câștigat. Fiecare minoritate are ceva bun de prezentat. În modul ăsta, evident, ne putem cunoaște mai bine unii cu alții, să ieșim din case practic și să încercăm să interacționăm pentru a stabili relații și a învăța unii de la alții. V-aș întreba puțin și despre standul minorității rome. Cum i-ați văzut pe oameni? Interesați să vină să afle despre minoritatea romă? Da, am văzut că a fost activitate la standul minorității rome și mi-au plăcut foarte mult costumele cu care au venit fetele și băiatul într-un costum tradițional. Au fost un fel de vedete aici la târg, într-adevăr, lumea a fost foarte interesată de standul lor. Încercăm să conlucrăm cu fiecare aspect pozitiv al comunității noastre de romi pentru a le putea oferi vizitatorilor standului nostru o perspectivă și un orizont mai larg despre lucrurile benefice pe care romii le-au făcut de-a lungul timpului pentru îmbunătățirea imaginii acestora și pentru dezvoltarea societății românești. Spre surprinderea noastră, foarte mulți vizitatori deja știu anumite aspecte cu privire la comunitatea romă. Într-adevăr, sunt foarte curioși cu privire la ponderea noastră în România, cât și despre origini, despre neamuri și despre cultură. Îți asumi identitatea, te mândrești cu etnia din care faci parte? Da, sigur că da, sunt și vorbitoare. Îmi asum, îmi place și mă mândresc cu ceea ce sunt, cu locul în care lucrez, cu oamenii cu care am făcut cunoștință. Da,
Da, mă mândresc. Organizația de tineret a Asociației Partida Romilor Pro Europa a promovat cel mai bine etnia pe care o reprezintă, purtând haine tradiționale. Totodată au avut prezentări de carte și au interacționat cu vizitatorii, răspunzând întrebărilor și curiozităților legate de cultura minorității rome. Eu, fiind un reprezentant, așa zic, nu, Doamne ferește, nu încerc să mă laud pe zona de cultură și istorie, încerc să readuc în prim plan viața, traiul țiganilor noștri din trecut. Și de aceea încerc de fiecare dată să fiu îmbrăcat în diferite costume din toate neamurile noastre țigănești. Costumul ce l-am acum pe mine face parte din nația de țigani sau din neamul țigănesc de ursari. Atunci când trec vizitatorii, le vorbești în romanii sau te limitezi doar la limba română? Sincer să vă spun, și chiar a fost o mare bucurie în sufletul meu. Au venit oameni, chiar și români, că asta m-a încântat foarte mult, și a vorbit cu mine pe limba noastră țigănească, pe romanii. L-am întrebat de câteva ori, ești român sau ești țigan? Nu, român sunt, dar am trăit între țigani și de aceea știu limba perfect, pot să vă spun, pentru că am vorbit cu el de la început până la sfârșit doar în țigănește. La revedere, ne-a spus tot în limba țigănească. Au venit și romi de-ai noștri care au cerut pe cineva țigan să vorbească cu el în limba țigănească. Eram aici, eram prezent, au fost foarte încântați că încă limba noastră continuă să fie vorbită de tinerii noștri. De aceea o să facem tot posibilul să educăm într-un fel sau altul și pe ceilalți tineri ce nu știu limba noastră în acest moment, să-i învățăm, pentru că, na, limba noastră, cum se spune, e o comoară și n-ar trebui să dispară. Mepral, mepenia, natrașanic data că se înrom, amaro di sibaro, saro regage, siandaramende, iag, nic data te natrașan lendar, penen sosien, te nauel tu mengele la geau, nic data. Dăm startul distracției! Emisiunea din Viața Romilor vă pregătește 3 ediții speciale de sărbători pentru finalul acestui an și pentru prima săptămână din 2023. Așadar, vă invităm să petreceți alături de noi cu muzică bună din belșug! Aducem în fața telespectatorilor noștri muzicieni pe care știm că îi îndrăgiți, Marian Mexicanu și Ana Maria. Neluță Neagu, George Udilă. Dacă este rău sau este bine, așa că vreau. Vreau să beau și să uit prin cât în viața am trecut, măi, Doamne. Răducanu Music. Irinel Mitroi. Pastă frumoasă, da, 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 da. Vinde vremea acasă, da, la, da, da, la. Mă iubesc și nu mă lase, la, da, 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 la. Bine-am tras până caze, la, 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 da, la. Geta State. Eu diseară pe serat am să-ți dau un sărutat, să nu mai vin supărat și-ai mai ei că mai. Ioana Gherghina. Make the Yuletide. Ovidakis. Julia. Palamakia, palamakia, ex
Έξω δέλτια και φαρνάκια, έξω δέλτια και φαρνάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Λεωνάρντ Γιορδάκε. Gică Răducanu. Am fost în grădină și m-am mușcat o albină, Magdalena, Magdalena. Nelu Bosoi. Nina Venus. Doar în numele iubirii mergem împreună, pe cărarea fericirii să avem viață bună. Bate, bate, bate-n piept inima mea, bate, bate, cum n-am mai bătut cândva. Bate, bate, bate-n piept inima mea, bate, bate, pentru jumătatea mea. Fane Dumitrache. Hai da, hai da, mălălău, mălălău, băiatul meu. Hai da, hai da, mălălău, pupă-mă că-mi vine rău. Hai da, hai da, mălălău, mălălău, băiatul meu. Hai da, hai da, mălălău, pupă-mă că-mi vine rău, mă! Nicu Elvis. Eu îmi iubesc copiii și familia mai mult decât pe mine, mai mult ca viața mea. Copiii mei sunt îngeri de la Dumnezeu, ce-mi luminează viața și sufletul meu. Viorel de la Constanța. Am și eu ca orice om îngerul meu păzitor, ce are grijă de mine și face zilele bune. Nicu Manciu. Simona Tone. Toată viața am muncit, dar astăzi sunt fericit. Am strâns la copii apele, of, le-am făcut orice plăcere. Taraful prietenesc. Ingrid Boengiu. Oh, ce dor, ce chin, ce jale, băi, pe la poarta dumii tale. Adriana Popescu. De asemenea, veți putea asculta în premieră noile piese ale invitaților noștri speciali, Nicole Cristiana and Friends. Nu pierdeți surprizele pe care vi le-am pregătit cu ocazia sărbătorilor de iarnă și urmăriți edițiile din Viața Romilor din zilele de 24 și 31 decembrie, precum și din 7 ianuarie de la ora 10 la Național TV și pe 25 decembrie, 1 și 8 ianuarie, începând cu ora 16:30 pe postul N24+. Nu în ultimul rând, veți putea viziona din Viața Romilor pe canalul nostru de YouTube.
Împreună suntem mai puternici este prima tabără interetnică maghiaro-romă de acest fel organizată vreodată în țara noastră. Întâlnirea a avut loc săptămâna trecută la Odorheiu Secuiesc în prezența oficialilor maghiari din UDMR și a oficialilor romi din cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa. Cei prezenți la eveniment au discutat despre importanța celor două minorități istorice, maghiară și romă, de pe teritoriul României, dar și despre necesitatea unui dialog solid între cele două comunități, mai cu seamă în beneficiul tinerilor care acum își construiesc viitorul. Amintim că la recensământul din 2011, populația de etnie maghiară înregistrată în țara noastră a fost de 1.227.600 de persoane, iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 621.600 de persoane. Harghita, Mureș, Covasna, Satu Mare, Bihor și Cluj sunt cele mai mari regiuni cu pondere semnificativă a populației maghiare și, totodată, aici există și ponderea cea mai mare a comunităților mixte de romi și maghiari. În acest context geografic, tabăra interetnică Împreună suntem mai puternici a venit ca un obiectiv comun îndelung așteptat. Întâlnirea de azi trebuie să devină o cutumă și să reprezinte un bun prilej să ne îndreptăm în viitor împreună. Este momentul să punem bazele unui viitor comun, să dezvoltăm comunitățile din care provenim. Sunt ferm convins că împreună, consolidându-ne dialogul și relațiile instituționale, vom reuși să asigurăm o dezvoltare mai bună pentru toți membrii comunităților etnice. Îmi doresc ca această întâlnire să constituie o oportunitate pentru dezvoltare și consolidarea relațiilor dintre romi și maghiari, să facem front comun împotriva discriminării și să dezvoltăm o abordare comună bazată pe exemple de bune practici. Diversitatea culturală și tradițiile trebuie să ne unească, să devenim mai puternici și mai înțelepți, să construim împreună și să creăm valori. Sigur, sunt multe chestiuni care trebuie spuse, dar astăzi eu mă voi referi doar la câteva aspecte ale conviețuirii. Sunt multe, multe deziderate care ne sunt comune. Sunt multe lucruri care ne despart, dar nu ne despart în sensul de a merge separat sau unii împotriva altora, ci pur și simplu, datorită sau din cauza, trebuie de ne uităm dezideratelor din comunitățile locale, din județe sau la nivel național, sigur că punem problemele altfel. Să vă dau câteva exemple. Școlile. Cum vedem noi școlile și învățământul? Cum vedeți noastră? Când vorbim de tradiție, suntem mult mai aproape. Când vorbim de proiecte de dezvoltare în diferite segmente sociale, iarăși suntem foarte apropiați. Când vorbim de discriminare din partea majorității, suntem extrem de apropiați, fiindcă știm ce înseamnă, știm exact ce se întâmplă într-o comunitate unde ura crește, unde discursul de ură domină și determină și atitudinea oamenilor. De aceea eu cred că sunt multe, multe lucruri care trebuie discutate. În Transilvania nu există poate nicio localitate, nicio comună, niciun oraș, niciun municipiu unde nu trăim împreună, unde nu suntem vecini, unde nu suntem colegi, unde nu suntem prieteni. Și de aceea, iarăși, este foarte important să încercăm să ne cunoaștem mai bine, să vorbim despre prejudecăți și să vorbim despre proiectele noastre comune. Sigur, noi avem o istorie recentă în ceea ce privește colaborarea. În Parlament ne întâlnim aproape în fiecare zi, încercăm să stabilim relații de prietenie și de colegi de Parlament, încercăm să găsim acele puncte în procesul legislativ unde ne bazăm unii pe alții și așa e bine. Grupul minorităților etnice e un grup important care contează la Camera Deputaților și la ședințele comune și va conta. Sper că și grupurile noastre parlamentare rămân în continuare pe viitor grupuri puternice politice. Și aici, iarăși, această colaborare arată un lucru. Dacă ne așezăm la masă și vorbim foarte sincer unii cu alții, atunci există posibilitate de a găsi soluții comune. Colaborăm la nivelul autorităților locale. Acolo este loc de mai bine. Sunt anumite zone unde practicile
bune arată că da, se poate și trebuie să ne ajutăm reciproc și aici unde noi suntem în autoritățile locale, în poziții de conducere, responsabilitatea în primul rând este a noastră și trebuie să spunem aceste lucruri foarte, foarte sincer. În Satu Mare, în Harghita, în Covasna, în Mureș, noi avem responsabilitatea de a fi deschiși către voi. În autoritățile locale, în municipii, în comune, la fel. Și acolo unde simțiți că nu există destul de deschidere, nu există destulă încredere și nu există empatie, trebuie să ne spuneți. Și noi trebuie să vă spunem dacă simțim probleme care pot fi discutate la nivel politic și trebuie găsite soluțiile la nivel politic. Deci eu cred că în comunitățile locale și prin autoritățile locale, prin instituțiile publice, vom reuși și trebuie să reușim să colaborăm în viitor. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le învețe noua generație. Tinerii noștri cu tinerii, dumneavoastră tinerii noștri, spunând tinerii de la Partida Romilor cu tinerii de la maghiari, de la Uniunea Maghiarilor din România. Nu o spun sub aspectul nobleții sau sub raportul eleganței prin exprimare, dar UDMR-ul este un exemplu de urmat. Indiferent că ne place sau nu ne place, este un exemplu de urmat. Noi ascultăm, dacă nu-i prea mult ce spun, ascultăm și suntem atenți la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți un exemplu de succes. Noi suntem în urmă și ne-am dorit și noi să fim un fel de, ca și formă de organizare, vorbesc, un fel de UDMR mai mic. Adică și mie mi-ar plăcea ca la nivel național comunitățile de romi să înțeleagă că statutul lor este de minoritate și că îi trebuie, când este ziua votului sau politicile publice sunt în interesul lor și când este ziua votului trebuie să înțeleagă că este bine să voteze pentru politici publice și nu pentru că îl pune pe X sau pe Y în funcție. Așa cum se întâmplă la dumneavoastră. La dumneavoastră nici nu contează cine candidează. Important este că dumneavoastră votați că este omul dumneavoastră. Ori așa aș vrea să se întâmple și la noi. Important este să se înțeleagă că politicile publice sunt făcute atât de grupul UDMR, în principal de grupul UDMR, părere de rău, grupul minorităților e cam dezbinat, nu prea are o direcție, o traiectorie. Asta este, ne pare rău. Poate că sunt alte minorități care în următoarea perioadă de timp poate revin la matcă și poate înțeleg că politica publică sau politicile publice sunt pentru minorități, iar grupul ca atare, conform efectului Constituției, ele sunt doar pentru a reprezenta interesele minorităților și nu pentru a reprezenta interesele altor partide, ceea ce înseamnă eronat din start. Ce se întâmplă astăzi aici la Odorheiu Secuiesc, în Secuime, cum spun unii, în partea maghiarilor, cum spun alții, în primul rând eu trebuie să le mulțumesc pentru faptul că ne-au primit așa cum ne-au primit, cu respect și cu multă eleganță și bun simț, lucrul care îi caracterizează de altfel. Ce se întâmplă astăzi aici este o stare de normalitate. Sigur că cam târziu. Mai bine mai târziu decât niciodată. Adică noua generație care o să se înregimenteze, ca să-i spunem așa, în slujba cetățeanului, pentru că să faci politică, de fapt, asta înseamnă să te gândești la oameni sau să vii cu lucruri care îmbunătățește într-un fel sau altul viața comunitară. Ori politicienii maghiari sunt oameni cu perseverență. Deci noi avem ce să învățăm de la ei. Tinerii noștri, la o primă, ca să spunem așa, la un prim dialog cu tinerii maghiari,
sunt cei care pregătesc România de mâine. România de mâine trebuie pregătită într-un fel. Eu la vârsta mea, probabil că mai am ceva de spus, dar nu atât de mult. Închele mea de asemenea. O suntem persoane care mai avem ceva de spus în politică și chiar multe, dar nu într-un timp atât de larg. Ori Partida Romilor este o formațiune modernă, de actualitate. Își dorește să aibă structură de femei, de tineret, după cum ați și fost și ați și văzut, își dorește să aibă dialog cu minorități, respectiv cu UDMR, sau probabil și alte minorități, vom vedea. Deocamdată n-am văzut deschidere, dar vom vedea, ușa e deschisă pentru noi, își dorește să aibă dialog cu partidele politice. Deci suntem de tip modern. Pregătesc, ca să-i spunem așa, retragerea mea din viața politică și lansând către înainte un nou val de tineri, ei să înțeleagă că lumea s-a schimbat, este altcumva. Nu mai este cum a fost lumea mea în 90. Suntem în 2022, adică sunt ceva ani și probabil peste 7-8 ani, sigur, va arăta altcumva. E, acum, nu plecăm de la proverbul că vara îți faci sanie și iarna îți faci cad. Nu este vorba de nicio formă de dialog sub umbrela conspiraționistă a unui aranjament electoral pentru 2024. Nu, să nu înțeleagă lumea așa ceva. Sau cine înțelege, înțelege ce vrea el. E treaba lui. Treaba mea este alta. Eu fac politică minoritară. UDMR-ul face politică minoritară. Noi avem de făcut niște chestii. Chestiuni care probabil au rămas în urmă și în ceea ce privește UDMR-ul și în ceea ce privește romii din România. Să nu uităm că poate un procent de peste 15%, dacă nu mai mult, dintre comunitățile de romi din România sunt în arealul transilvanean. Deci conviețuiesc oricum cu maghiarii și au fost destule conflicte în comunități deja cunoscute. Au fost conflicte la scenă deschisă. Noi încercăm să evităm asemenea conflicte. Pe timp sau în timp trebuie să ne gândim la cum va arăta Harghita, cum va arăta Covazna, cum va arăta Mureș, cum va arăta Satu Mare, Bihor, cum va arăta, nu știu, Baia Mare, cum va arăta tot arealul ăsta transilvanean, unde sunt pe de-o parte maghiari, pe de-o parte romi. Atenție, în considerentul în care România se bate cu cărămida în piept, apropo de politicieni, că trebuie să intrăm în spațiu Schengen. E, întrebarea mea este cum ne pregătim. Deci, avem liniște în zonele astea? Da. Dacă avem liniște, e bine. Dacă nu, trebuie să creăm într-așa fel atmosfera sau spațiu sau să creăm, ca să spunem, climatul necesar pentru o nouă generație care trăiește în spațiu Schengen. Așa, discuții de masă sau la masă. La un pahar de whisky, domne, ce-mi dai ca să-ți dau partidele politice? Sunt sătul. Sunt sătul. Sunt lucruri care trebuie să le facă noua generație de politicieni și din punctul meu de vedere sau din partea mea, autosprijinul.
fiecare generație are o misiune. Misiunea generației noastre era de a face trecerea spre o democrație, de a construi instituții democratice și de a ajunge în faza în care majoritatea acceptă din partea minorităților că există lucruri care trebuie rezolvate, sunt drepturi care nu au fost până acum respectate și trebuie respectate și vine o generație care de aici construiește mai departe. Asta este generația celor de vârsta de 20-30 de ani, cei care sunt la facultate sau au ieșit din facultate și au început să muncească și da, e o altă generație cu o misiune extrem de importantă. Toate vin la timpul lor. Iată că acum s-a făcut în așa fel ca generația mea și generația noastră a tinerilor să găsim această șansă, această oportunitate de a ne întâlni și de a pune pe foaie și de a găsi totodată aceste puncte comune pentru a lucra într-o colaborare de viitor. În opinia mea și ceea ce cum am discutat mai înainte cu colegii de la Partida Romilor, va trebui să vedem care sunt acele județe unde avem noi organizații de tineret, pentru că, după cum am înțeles, Partida Romilor are organizații în toate județele din România. Noi suntem în Transilvania, dar în acele județe unde există asociații, va trebui să găsim soluția prin care să îi împletenim, să stea la o masă și după aceea să ajungă acele proiecte pe care le pot organiza împreună să le organizeze pentru comunitățile de tineri din acele județe. Trebuie noi să popularizăm tot ce se discută aici și toate rezultatele pe care le vom avea după două zile, sper eu, intense. Eu mă bucur foarte tare că această primă întrunire are loc la Odorheiu Secuiesc. Am fost cu această propunere și mă bucur foarte tare că au fost de acord colegii noștri să vină aici. Eu sper că o să aibă nu numai un ecou, dar cred că o să avem rezultate și rezultatele sunt mult mai importante chiar decât ecoul. Am vorbit despre lipsă de încredere, am vorbit despre prejudecăți. Dacă deja știm care sunt aceste probleme, atunci urmează să găsim cele mai bune soluții. Încercăm să ne unim forțele, să ne prezentăm unii altuia sau altora într-un cadru oficial, pentru că nu putem să spunem că în ultimii 30 de ani între comunitățile noastre n-a existat legătură. Categoric există legătură, văd și eu prin munca mea din circumscripția 21 din Harghita, sunt foarte multe localități unde trăiesc comunități semnificative de romi. Acolo îi știm, îi cunoaștem, avem legătură cu ei, chiar în 2020, în plină pandemie, am avut colaborare comună cu reprezentanții comunității rome Gabori din județul Harghita și ne-au ajutat la comunicare, de exemplu, prin Facebook am făcut mici filmări cu ei și în limba romani transmiteau mesajele importante pentru romi, ce e de făcut în COVID și de ce trebuie să aibă grijă. Deci avem o conlucrare bună și, bineînțeles, această inițiativă, această conferință are un rol extrem de important. Avem foarte multe lucruri de învățat de la minoritatea maghiară, dar noi romii suntem într-un plin proces de construcție etnică, identitară și știm cu toții că sunt foarte mulți romi, din păcate, în România în ziua de astăzi, care nu știu să răspundă la întrebarea aparent banală, ce înseamnă să fii rom? Câtă vreme la noi încă trebuie făcute eforturi în vederea cunoașterii identității, istoriei, asumării apartenenței la etnie, înțelegerii acestui concept și construct identitar, sigur că nu vom reuși peste noapte să facem mari progrese. Noi, ca minoritate, da,
Din punct de vedere numeric, o să vedem acum și rezultatele recensământului către finalul anului, s-ar putea să ieșim cea mai numeroasă minoritate etnică din România, chiar și peste minoritatea maghiară. Vom aștepta rezultatele Institutului Național de Statistică. Dar acest lucru nu echivalează și cu o reprezentare proporțională sau pe măsură a romilor în structurile administrației publice locale sau, după caz, la nivelul structurilor administrației publice centrale, cu atât mai puțin în Parlamentul României. Ceea ce trebuie să înțelegem este că avem obligația să împărtășim din munca noastră, din experiența noastră, pozitivă, negativă, cu instituțiile publice, cu politicile publice sau, mă rog, cu clasa politică, de ce nu, sau din experiențele noastre cu comunitățile, din lucru comunitățile de rom, avem obligația de a împărtăși aceste experiențe cu noua generație. Oamenii simpli trebuie să înțeleagă următorul lucru din punctul nostru de vedere. La nivel de conducere, la nivel de organizații, a existat, așa cum am spus, și există o colaborare. Este adevărat că sentimentul ăsta de ură și sentimentul de prejudecată, dacă există într-o comunitate, el nu trebuie dezvoltat. Acolo unde au existat astfel de conflicte, organizația noastră, Partida Romilor și UDMR-ul au conlucrat pentru a stinge aceste conflicte și pentru a nu multiplica, pentru a nu propaga efectele acestor conflicte interetnice. Eu cred că educația este un punct comun, poate cel mai important, care ne place să o spunem că educația stă la baza societății și la baza dezvoltării societății și eu cred că acest lucru este adevărat. Colegii mei vorbitori au pus accentul pe spargerea unor bariere și cred că aici trebuie să ne ajutăm unii pe alții, să colaborăm pentru a schimba mentalități. Pentru că acei tineri rom care sunt aici azi sunt oameni realizați, care trebuie să fie exemple pentru comunitățile lor, pentru comunitățile din care au pornit. Doar ei pot fi exemple reale pentru acei copii care sunt acum în școli, care trebuie să primească o educație foarte bună de la profesorii lor. Faptul că tinerii romi și tinerii maghiari și-au dat mâna astăzi într-o întâlnire istorică, spune, este un lucru absolut benefic. Ca minorități etnice în România, fiecare dintre cele două minorități cunosc și știu ce înseamnă să trăiești într-o țară în care te lupți pentru propria identitate, te lupți pentru drepturi. De aceea cred că întâlnirea de astăzi este una de bun augur. Sigur, minoritatea maghiară este la un nivel la care romii de multe ori aspiră. Ne dorim să învățăm unii de la ceilalți și credem că printr-un efort comun putem să transmitem un mesaj coerent către populația majoritară, către societate, pe ansamblu, amintind faptul că fiecare dintre minoritățile acestei țări au pus umărul la construirea României ca națiune și că într-un final nu ne dorim altceva decât să ne accesăm, să ne exercităm drepturile de cetățeni în această țară, iar dintr-o perspectivă educațională să ne asigurăm că fiecare copil, indiferent de mediul de rezidență, indiferent de statutul socioeconomic al familiei din care provine, indiferent de etnia care îi aparține, are dreptul să-și atingă potențialul propriu de dezvoltare, beneficiind de un mediu inclusiv, de echitate în domeniul educației, de un mediu școlar în care cadrele didactice să-i cunoască profesorii, managementul școlii, să cunoască copiii pe care i-au în clase și să-și adapteze, practic, abordarea dintr-o manieră interculturală și o manieră în care fiecare copil să simtă că școala îi aparține. Faptul că petrecem acest timp împreună, facem schimb de informații, nu va duce decât la a găsi niște instrumente noi care să îmbunătățească în primul rând relațiile între noi, iar mai apoi să genereze
un plus pentru comunitate. În ceea ce privește coordonarea strategiei naționale de îmbunătățire a situației romilor, al cărui coordonator sunt alături de Cancelaria Prim-Ministrului, suntem într-un dialog continuu cu reprezentanții UDMR în executiv și de fiecare dată am găsit în ei parteneri de nădejde care să susțină toate ideile cu care noi venim. Sunt susținători ai drepturilor minorității rome în România și cred că schimbul de informații dintre noi este cel mai important lucru. Ca și organizator, pot spune, din partea Partidei Romilor a acestei tabere, ideea a pornit de la modul în care conlucrez cu consilierii și secretarii de stat din partea UDMR-ului, iar bunul mers al lucrurilor desfășurate între noi a pornit această idee de a participa la o tabără interetnică. Mai mulți secretari din stat din ministere cu proiecte și activități pentru comunitățile defavorizate de romi, dar și de maghiari, și să punem la oaltă tinerii din cele două etnii, care să înțeleagă modul în care guvernarea poate dezvolta comunitățile prin programele sale. Programul la care m-am înscris astăzi mi se pare unul formidabil, o idee foarte bună, mai ales că eu lucrez cu copii și ceea ce învăț aici pot să duc mai departe la grădinița și la școala mea. Este o idee minunată pentru că eu observ încă de la vârsta de 4-5 ani copii care încă spun vin țiganii și te fură și menționez că lucrez în învățământul privat unde așteptările și oamenii sunt la nivel, iar când am auzit un copil că îmi spune vine țiganul și te fură, nici nu am știut cum să reacționez, să mă înfuri, să-l cert, să-i spun că nu e ok și atunci am zis nu e ceea ce trebuie. Trebuie să insist foarte mult în zona asta de dezvoltare emoțională, de conștientizare a identității, a emoțiilor și de a înțelege faptul că a fi rom sau a fi maghiar sau avea o altă etnie față de ceilalți nu este nimic rău și nimic greșit. Tocmai de asta mă aflu aici, ca să învăț mai multe strategii pe care eu să le pot implementa cu copiii mei de la școală și de la grădiniță. Am fost foarte deschisă să vin aici și să particip, deoarece avem posibilitatea să interacționăm cu tinerii maghiari, să facem schimb de experiență, să învățăm de la ei, de la politicienii ai noștri cât și ai lor, despre moralitățile vieții, despre ce ar trebui noi să facem pe viitor, pentru că toată lumea spune noi tinerii suntem viitorul, dar eu cred că noi tinerii suntem prezentul și e momentul acum să facem ceva, pentru că toată lumea se gândește la viitor, dar noi în primul rând trebuie să trăim prezentul și să fim capabili să recunoaștem cine suntem, ce suntem, cum suntem, fără să avem remușcări, prejudecăți. Cred că, în primul rând, această idee de tabără a apărut în urma posibilităților pe care le-am văzut în colaborarea noastră în cadrul Ministerului. În cadrul Ministerului suntem două persoane care suntem de etnie, din etnie minoritare. Bogdan, colegul meu, fiind de la etnia romilor, eu sunt de la etnia maghiară și totuși avem o colaborare foarte bună, reușim să facem proiecte împreună. Astfel, colegul meu a venit cu inițiativa să organizăm această tabără, evident și el, făcând parte din comunitatea romilor, a observat că este foarte bine să avem această conviețuire cât mai bună, cât mai pașnică.
În primul rând, cred că este doar un început acest proiect. Până la urmă durează doar 2 zile. Trebuie continuat, trebuie văzut exact, după discuțiile de astăzi, în ce direcții trebuie continuat acest dialog. Cumva aceste discuții de astăzi sau aceste întâlniri de astăzi ne vor arăta și direcțiile în care ar trebui să mergem sau în care ar trebui să depunem mai mult efort, astfel încât chiar să avem o colaborare reușită între cele două comunități și chiar și cu celelalte comunități. Pentru că asta, evident, nu este vorba doar de cele două comunități despre care vorbim, ci în general despre aportul nostru a fiecăruia într-o societate normală. La finalul celor 2 zile de tabără, participanții au legat parteneriate care se doresc a fi durabile pe plan social, economic și administrativ, pași promițători pentru viitoarele colaborări interetnice. De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Partida Romilor Pro Europa, filiala Constanța, a organizat o adunare generală la nivel regional în Sala Mare a Prefecturii Constanța. La eveniment au participat Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, Bogdan Paraschiv, secretar general al Partidei Romilor, Mircea Alexandru, președinte Partida Romilor, filiala Constanța, și Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța. La discuții au participat și Daniela Măgureanu, președinte interimar al structurii de femei, și Ionuț Păun, președintele organizației de tineret a Partidei Romilor. Obiectivul principal al întâlnirii a fost acela de a elabora o strategie de lucru pe termen lung, pornind de la problemele specifice cu care se confruntă comunitatea de romi din Dobrogea. Au fost abordate o serie de probleme precum infrastructura comunităților de romi, lipsa utilităților de bază, accesul foarte slab la educație, fenomenul segregării în școli, femeia romă și aspecte sensibile precum căsătoriile timpurii sau abandonul maternal. Vreau să mulțumesc domnului președinte Păun pentru faptul că mi-a oferit acest prilej de a mă întâlni cu dumneavoastră și să vă transmit gândurile mele bune, totodată disponibilitatea mea de a susține comunitatea romă, o comunitate care de-a lungul timpului a avut enorm de multe lucruri de suferit. Gândul meu este ca împreună cu reprezentanții dumneavoastră să unim această comunitate, să nu o lăsăm de multe ori și de-a lungul timpului comunitatea romă a fost dezbinată, a fost folosită în scopuri electorale de mulți care s-au perindat în funcțiile administrative. Lucrul acesta sub autoritatea mea nu se va întâmpla niciodată. În luna ianuarie, dacă neîncorsătările legale ne va permite, vom face un forum al minorităților în care un reprezentant desemnat de dumneavoastră al comunității rome va fi angajat clar cu identificarea tuturor lucrurilor care și tuturor problemelor minorităților, și aici le știu, nu că nu le-a ști, le știu pe toate, pornim de la educație, pornim de la sănătate, pornim de la incluziune, pornim de la prevenție, pornim de la multe lucruri care trebuie implementate în special pentru comunitatea romă. I-am garantat domnului președinte Păun că acest lucru o să-l discutăm și o să-l și instituționalizăm. Pe deasupra trebuie să punem în valoare și extraordinarul talent, potențialul acestei comunități, într-un festival al minorităților în care noi să arătăm, să devenim și un brand turistic al acestui județ, la anul o să-l gândim, în așa fel încât să punem în valoare identitatea, cultura, limba, tradițiile, portul minorității, în special al minorității române. Cele 3 lucruri importante sunt, repet, educația. Educația gândită de acum 30 de ani. Educația care este astăzi și educația care va fi pe viitor sau în viitor nu face altceva decât să ne definească ca minoritate. 2. Am spus că e nevoie de dezvoltare comunitară. Păi normal că e nevoie de dezvoltare comunitară, că nu poți într-o comună să ai, de exemplu, în planul tău de dezvoltare, comuna pe ansamblu cu arie, să zicem, de 100 de hectare de pământ și să zic, omule, numai 75 de arii de pământ eu dezvolt. Restul le las marginal. Ori eu ce-am spus al treilea lucru? Reprezentativitate. Bă, dacă sunteți mulți și fără eficiență n-am făcut nimic. Bă, dacă sunteți mulți, votați-vă, mă, și oameni.
faceți mantra așa fel încât într-o comună unde aveți probleme, duceți-vă în consiliile locale și în consiliile locale când se pune un proiect în discuție, se votează cu consiliul. Ridică mâna sau nu ridici mâna. Este simplu ca bună ziua. Iei cuvântul, ai o atitudine, ești altcumva. Astea sunt cele trei obiective foarte importante pentru Partida Romilor și din acest motiv sunt și aici la Constanța. La fel ca celelalte filiale din țară, Constanța își dorește să obțină rezultate notabile într-un timp cât mai scurt cu putință. Vă dădea domnul președinte mai devreme exemplu câteva județe ale Partidei Romilor cu rezultate foarte bune în ultimii ani. Trebuie să înțelegem că acele județe, în urmă cu vreo 8 ani de zile, erau arătate la televizor prin comunitățile de rom pe care le aveam, cu foarte mare infracționalitate în rândul comunităților. Dar eu înțeles că prin unitate și prin educație putem fi o forță. Și asta s-a întâmplat în acele județe. Vorbim de primari, vorbim de președinte, de viceprimari, vorbim de consilii locale în care majoritatea este dată de consilierii locali romi, vorbim de mediatori și mediatori școlari și mediatori sanitari care sunt implicați în lucru cu membrii comunității de romi și iată că au înțeles că prin unitate, ceea ce asta a spus și președintele Consiliului Județean mai devreme, că suntem și ne vede dezbinați. Asta vede un politician care este primul rang în județ. Asta vede pentru că niciodată nu am demonstrat, și nu doar aici la Constanța, niciodată nu am demonstrat că putem fi uniți și dăm exemplu tot timpul și ne văităm tot timpul că nu suntem ajutați precum maghiari. Să știți că acele comunități unde romii noștri și Partida Romilor a înțeles foarte bine că prin un vot în Consiliul Local și în Consiliul Județean reprezintă un pas foarte important pentru dezvoltarea comunității, au fost alocate, nu întâmplător, asta vreau să înțelegeți, cele mai mari fonduri pentru dezvoltarea comunităților, cele mai mari fonduri pe programul Angel Salini pentru asfalt, iluminat, apă și canal. Atât tinerii cât și seniorii ar trebui să conștientizeze că numai prin unitate și cooperare putem facilita lucruri benefice comunității din orașul Constanța, cât și pentru a ne crea un viitor mai bun. Iar viitorul este determinat de ceea ce facem în prezent. Și ca atare, consider că înainte de a pune bazele acestei structuri, ar trebui să învățăm să ne acceptăm unii pe alții, să lăsăm orgoliile și diferențele și totodată să învățăm să creăm și să facem o echipă pentru binele comunităților noastre. Oportunitățile pe care organizația noastră le oferă sunt în ajutorul tuturor. Și pentru a putea beneficia de aceste oportunități, ar trebui să ne responsabilizăm, să punem umărul la consolidarea organizației și să contribuim la creșterea numărului de participanți la vot. Pentru că numai prin prisma acestui lucru putem ajuta la diminuarea problemelor cu care comunitatea noastră se confruntă. Și totodată ne putem atinge scopul de a fi o minoritate puternică și respectată. Cred și am speranța și răbdarea totodată că vom putea forma echipa de care orașul Constanța are nevoie. Adunarea Generală a Partidei Romilor, filiala Constanța, nu a fost declarată închisă până nu au fost votate structura Consiliului Director, structura echipei de tineret, dar și cea a structurii de femei. Vă întreb, sunteți de acord cu aceste persoane ca să reprezinte
municipiul Constanța filiala Partida Romilor? Dacă da, ridicați mâna. Bun. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă, vă rog să menționați. Un vot împotrivă. Mulțumesc. Procedura de vot s-a încheiat. Mergeți la locurile voastre. Vă mulțumesc. O să cer un vot pentru a valida structura organizației de femei. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. A fost validată și structura organizației de femei a municipiului Constanța. Structurii organizației de tineret. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. Zilele acestea a avut loc în municipiul Brașov adunarea generală a Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala Brașov, înainte de votarea președintelui, a comitetului director și a structurii filialei, au rostit discursuri de încurajare și susținere importanți invitați, senatori și deputații din Parlamentul României, dar și membrii marcanți ai conducerii centrale a Partidei Romilor Pro Europa. Androne Gheorghe a fost ales președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala Brașov. O să dau citire ordinii de zi pentru a fi supuse la vot așa cum o aveți la mapă, iar dacă sunt propuneri de completare sau modificare, potrivit articolului 19 aliniatul 6 din Statutul Asociației Partida Romilor Pro Europa, ordinea de zi poate fi completată și sau modificată după caz de către Secretariatul Asociației în baza cererilor formulate în scris sau oral, inclusiv la data ședinței. Am să dau citire ordinii de zi. Prezentarea raportului de activitate a Asociației Partida Romilor Pro Europa sucursala județului Brașov, aferent anului 2022, alocuțiuni invitați de onoare, aprobarea privind constituirea sucursalei Asociației Partida Romilor Pro Europa sucursala județului Brașov, aprobarea privind alegerea președintelui și a membrilor Consiliului Director al Asociației Partida Romilor Pro Europa sucursala județului Brașov, aprobarea privind constituirea structurii de tineret a Asociației Partida Romilor Pro Europa sucursala județului Brașov, aprobarea privind constituirea structurii de femei a Asociației Partida Romilor Pro Europa sucursala județului Brașov și ultimul punct de pe ordinea de zi, discursul de încheiere a domnului președinte Nicolae Păun, președinte al organizației Partida Romilor Pro Europa. Domnule președinte, domnilor deputați, domnilor primari, onorată asistență, dragi invitați, dragii mei, mi-ați făcut o zi minunată. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și că mi-ați dat această posibilitate și onoare de a participa astăzi aici. Vreau în primul rând să vă mulțumesc că mi-ați fost niște parteneri cu care am lucrat și sper să lucrăm împreună. Nu m-am înțeles cu nimeni de când fac eu politică, cum am reușit să mă înțeleg cu dumneavoastră și să respectăm tot ceea ce am stabilit la masă. Ceea ce înseamnă că sunteți oameni de cuvânt, oameni serioși, oameni cu care putem dezvolta proiecte de viitor. Cei care sunteți în sală și vă și mustine, sunteți formatori de mesaje, multiplicatori de mesaje, formatori de opinie. Comunitatea dumneavoastră stă în dumneavoastră. Viitorul comunității, neastră-l decideți. Cei care vă implicați, cei care munciți pentru ei. Voi sunteți exemplele pe care societatea are nevoie. Societatea are nevoie de exemple în momentul de față la care să raporteze. Ceea ce văd eu în sală, pe partea dintre dumneavoastră, vă cunosc foarte bine. Sunteți exemple pentru societate. Și meritați toate aplauzele și toată mândria și recunoștința celor. Domnule președinte Păun, domnule președinte Marius Dunca, stimați primari, dragi invitați,
Ceea ce vreau eu să vă spun este o continuare a ceea ce a spus președintele Marius Dunca. Dar aș vrea să vă mai spun câteva lucruri. Dacă până acum antevorbitorii mei v-au lăudat foarte mult, aș vrea să vă transmit și câteva lucruri pe care eu consider că ar trebui să ne axăm, să vă axați. Dumneavoastră ca și lideri ai comunităților rome din județul Brașov. Fac politică de peste 26 de ani. Cred că nu există localitate pe care să nu fi călcat, nu există localitate în care să nu fi fost și nu există lideri comunitari, primari, consilieri locali cu care să nu fi vorbit despre minoritatea dumneavoastră. Pentru că minoritatea dumneavoastră are nevoie de sprijin, are nevoie de suport și are nevoie mai ales de înțelegere. Ca să putem depăși lucrul acesta, este nevoie de educație. Copiii la care făcea dumneavoastră, copiii noștri în general, au nevoie de educație ca să poată să își asigure singuri viitorul, să și-l poată croi singuri, să și-l poată alege singuri. Fără educație nu se poate face nimic. Așa că vă îndemn să vă folosiți de această armă extraordinară. Este o unealtă care nu face altceva, și aici mă refer la educație, decât să vă asigure un viitor atât, să asigure un viitor atât comunității dumneavoastră, un viitor bine meritat, aici, la dumneavoastră acasă. Să facem în așa fel încât să-i aducem din străinătate pe cei plecați la muncă și să-și pună cunoștințele și energia, inima și sufletul pentru creșterea și dezvoltarea țării noastre, România. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Ilie Dincă, directorul Centrului de Formare al Asociației Partida Romilor pe Europa. Văd aici o echipă nemaipomenită. Să mândru că mult, foarte mult timp am avut această plăcere și onoare să lucrez cu ei. Zic eu că i-am ajutat și încerc să-i ajut în continuare. Aș vrea să vă spun doar două lucruri pe care le avem noi acum la Centrul de Formare Profesională din cadrul organizației noastre, și anume suntem calificați, să spunem, să putem organiza cursuri de calificare pentru expert local pe problemele romilor. Vă îndemn, domnilor primari, să trimiteți persoane de etnie romă la aceste cursuri, pentru că este primul curs care este organizat de organizația, de asociația noastră, un curs care avem la terminarea acestor cursuri diplomă de calificare. La fel cum avem și un curs care în momentul de față am prelungit data de predare a documentelor până la 15 ianuarie pentru mediator școlar. Județul Brașov are cei mai mulți mediatori școlari. Dar la aceste cursuri încă nu avem înscriși niciun participant. Aștept din partea dumneavoastră, domnilor primari, domnule inspector, aștept un număr cât mai mare de cursanți, pentru că, repet, în urma acestor cursuri, participanții au certificate de calificare pentru ocupația mediator școlar. Să vă dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite dacă nu ne mai vedem, un an cu bucurii. Toate cele bune!
Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Daniel Vasile, coordonatorul regiunii Moldova din cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa. În primul rând vă spun bună ziua. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, dacă aveți o asemenea deviză, munca în echipă, nu este o deviză pur întâmplătoare. Foarte mulți lideri ai organizației, cu care personal am lucrat și mă bucur să-i văd încă activi în cadrul organizației, ceea ce înseamnă că aveți continuitate, ceea ce înseamnă că aveți o muncă în echipă. Continuitatea înseamnă perseverență, continuitatea înseamnă abnegație, înseamnă vise și realizarea acestor vise, punerea lor în practică. Domnul Ilie Dincă a avut un rol esențial în formarea acestei echipe. Eu am preluat de la domnul Ilie Dincă munca în regiune și foarte mulți dintre dumneavoastră au lucrat împreună cu mine și cu echipa pe care aveți acum. Și această muncă mă bucur să văd că este continuată atât la nivel de coordonare regională, adică de prezența organizației noastre centrale. Îl aveți pe domnul deputat Cătălin Manea în echipa voastră, cât și de către conducerea județeană a acestei organizații. Mă bucur că această clasă politică pe care o avem, bună, rea, așa cum este clasa asta politică a majoritarilor, asta ne-a dat-o Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem că suntem condamnați, suntem obligați să trăim și să lucrăm cu această clasă politică și cu această generație. Au înțeles până la urmă, după numeroase lucruri făcute în comun, că atât organizația noastră, Partida Romilor, cât și președintele organizației, domnul Nicolae Păun, atunci când bate palma politic, atunci când desenăm un parteneriat politic, noi suntem oameni de cuvânt și ne respectăm cuvântul. Lucrul ăsta este foarte important. Pentru că știți foarte bine și știm împreună foarte bine liderii, reprezentanții organizației și comunităților locale, ce s-a întâmplat în 2008, ce s-a întâmplat în 2012, ce s-a întâmplat în 2016 și în 2020. Noi întotdeauna ne-am respectat cuvântul și n-am urmat decât propriul interes al comunităților de rol. Și am cerut un parteneriat politic. Asta am cerut. Iată că vin la sfârșitul anului 2022 să ne mulțumească și să ne spună că suntem o organizație care respectăm parteneriatele politice, care, din punct de vedere profesional, știm cum să aducem bunăstare și dezvoltare în comunități. Mulțumesc și să vă dea Dumnezeu sărbători cu sănătate. Că avem bacalaureat. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Cătălin Manea, deputat în Parlamentul României din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa și coordonatorul regiunii Ardeal. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi prezenți aici. O să fiu foarte scurt și aș vrea să punctez doar câteva chestiuni pe care le consider extrem de importante. Echipa de la Brașov este una pe care eu consider ca fiind dintre cele mai bune din țară. Este o echipă închegată. Aici echipa nu este un concept abstract, așa cum, din păcate, se întâmplă în alte județe sau în alte zone, ci că să fim echipă. Nu, aici, la Brașov, reprezentanții noștri fac o echipă, se respectă între ei, reciproc, și rezultatele sunt ale lor. Ionuț, de departe, este cel mai vizibil, dar Ionuț n-ar fi putut să facă nimic fără colegii
alături de care a muncit și muncește în fiecare zi. Vreau să le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru sprijinul pe care l-au acordat Asociației Partida Romilor, mie în calitate de reprezentant al minorității rome în Parlament din partea Partidei Romilor, atât domnul senator Dunca, cât și colegul meu, deputatul Marian Rasaliu, sunt cosemnatari pe marea majoritate a proiectelor de lege care vizează într-adevăr educația, au susținut și la Senat și la Cameră și au reușit să facă lobby și să-i convingă și pe alți colegi deputați și senatori din cadrul Partidului Social Democrat și nu numai, să susțină aceste demersuri legislative care sunt în beneficiu nostru al romilor din România. Vă urez mult succes, vă felicit și cu mine vă mai vedeți că eu sunt prezent în această regiune mai tot timpul. Mulțumesc frumos și vă urez succes! Și acum, cred că e de datoria mea să vă mulțumesc, să... Lucru pe care am învățat să-l fac de puțin timp, pentru că la un moment dat, acum vreo 3 ani, venise cineva la noi la Brașov, persoană importantă pentru noi care se află în fața mea și îmi spune: bă, tu vorbești bine, dar trebuie să mai și zâmbești. Bă, că nu pot. Uite că am zâmbit acum. Mulțumim, domnule președinte. Sunt emoționat pentru că, zicea și domnul deputat mai devreme, că nu înțelege de ce atâta emoție. Atâta emoție e unde există suflet. Și atunci, organizația mea, pe care am reușit să o formăm învățat de taică-mea, am format-o cu suflet și noi suntem frați și surori între noi și încercăm să ducem organizația asta pe culmi și vă jur, frații mei din sală, că niciodată organizația de la Brașov nu o să fie formată din sclavi, o să fie formată din parteneri. Asta vrem noi să devenim pentru celelalte partide. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Bogdan Paraschiv, secretarul general al Asociației Partida Romilor Pro Europa și subsecretar de stat în Ministerul Familiei și Tineretului și Egalității de Șanse. Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. În primul rând vreau să-l felicit pe Ionuț, alături de întreaga lui echipă. Suntem de aceeași generație, Ionuț, și cum îmi place mie să spun, suntem echipa de fapte bune, echipa de dornică de fapte bune pentru comunitatea din care provenim, adică etnicii romi. Vedeți că lucrurile capătă o formă pentru cei care înțeleg că nu ne poate reprezenta interesele copiilor noștri mai bine decât unul dintre noi, unul dintre noi romii. Nu ne poate înțelege un primar care azi l-am votat și mâine ne închide ușa, nu ne... Ne-am mințit 30 de ani și vedem lucrurile astea perfect. S-a schimbat ceva în 30 de ani ăștia? Aveți o atitudine față de voi, față a primarului? Nu cred. Vorbea domnul senator și președintele Consiliului, președintele PSD, de o echipă. Asta trebuie și noi să facem, pentru că a spus dumnealui: domne, dacă sunteți dezbinați, nu prea voia nimeni în seamă. Așa este. Dacă suntem dezbinați, ne ia la pachet fiecare primar. Pentru că asta trebuie să înțelegem cu toții. O forță, suntem doar uniți. Și suntem o forță. Vă felicit pentru tot ce faceți. Îl invit în fața dumneavoastră pe omul care a construit această mare organizație numită Partida Romilor și omul de la care am învățat ce înseamnă bunul simț și seriozitatea. Vă rog să-l aplaudați pe președintele Partidei Romilor Pro Europa, domnul Nicolae Păun. În primul rând vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și din suflet pe care ni l-ați adresat. Da, este foarte adevărat că organizația Partida Romilor de la Brașov este o organizație bine structurată. Dar trebuie să nu uităm că sunt foarte multe comunități, foarte multe, enorm de multe comunități,
care sunt lăsate de izbeliște. Sunt foarte mulți primari care, din păcate, nu sunt primarii tuturor cetățenilor comunității ca atare. Încă înțeleg și după ce a trecut campania electorală că este bine să continue politica partidului din care se trage. Mulți primari sunt ranchiunoși. Asta e cel mai bun cuvânt pe care îl găsesc la momentul actual. Dacă romii din Brașov au mers cu PSD-ul într-o parte și a prins de dușmani. Și 4 ani de zile nu mai știu ce pățesc. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Eu vă dau o localitate unde chiar nici nu puteți să mă contraziceți. Eu aș vrea să mă contraziceți, dar n-aveți cum. Săcele. Și dacă am spus Săcele, am spus tot. Nu de curând am avut o reuniune extraordinar de importantă și plăcută la Odorheiu Secuiescu. Și fără să vreau, am trecut prin Brașov până la ultima localitate de margine a Brașovului. Și am văzut cum zbiară sărăcia. Acum, știți ce nu înțeleg eu? Dacă există în Parlamentul României o coaliție politică de a susține un guvern care, guvern la rândul lui, are instrumente teritoriale și instrumente de lucru extraordinar de puternice. Acest plan național de redresare și reziliență vine din teritoriu, dar până la urmă trece prin Parlament și e susținut și implementat de către guvern. Deci, domnule, revin și spun, cum adică există o alianță politică în Parlamentul României formată din PSD, ca prim partid, PNL, nici nu mai contează cine e primul sau al doilea acum, vom vedea dacă oficiul se va pune în practică rotativa, să trăim până în primăvară, UDMR și minorității. Bă, fraților, ce vă ține să nu duceți această alianță și în plan local? Eu nu înțeleg. Eu înțeleg o atitudine agresivă din partea USR-ului. Eu înțeleg o atitudine de mascaradă din partea AUR-ului. Dar dacă vorbim de cele mai importante partide, nu mai vorbim de grupul pentru minorități, pentru că grupul pentru minorități vine la pachet. Dar dacă vorbim de cele 3 partide importante, istoric vorbind, de ultimii 30 de ani încoace, care au făcut dovada că sunt partide serioase când vin la guvernar, adică PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul, și întotdeauna minoritățile au susținut guvernare. Fie că vorbim de guvernare susținută de PSD, UDMR și cu sprijinul minorităților, sau fie de alte forme de guvernare. Dar minoritățile în Parlamentul României, e adevărat că v-au sprijinit. Eu nu înțeleg. Mi-e foarte greu să înțeleg. Este foarte adevărat că politica este o artă a negocierilor, a dialogului, este o artă a sensibilității. Sunt multe epitete pe care le poți asocia atunci când vorbești de un politician rasat sau de un partid care are o coloană vertebrală și are un program de guvernare, tocmai că a convins PSD-ul prin atitudinea
lui, cel puțin din ultima vreme, și a ajuns în sondaje la un rezultat favorabil. Eu caut linii de dialog, caut linii de colaborare. Dumneavoastră, domnule președinte, ați menționat că ar fi fost bine și este bine dacă am continua relația sau dialogul politic cu dumneavoastră. N-am exclus. Nu se pune problema că am exclude. Se pune problema că dacă am reușit să facem o forță politică, mi-a plăcut exemplul dat de către estimabilul și onorabilul primar de la Făgăraș, în care a spus, dom'le, aici suntem mai multe minorități. Haideți să ne așezăm puțin la masă și haideți să vedem cum stăm, cum o gândim, ca să fie bine pentru toată lumea. Vrem să ne găsim și noi locul, ca să-i spunem așa, la masa negocierilor. Și ulterior, dacă venim cu un sprijin, să se întâmple și lucruri. Succes lucrărilor și vă mulțumesc! Startul distracției. Emisiunea din Viața Romilor vă pregătește 3 ediții speciale de sărbători pentru finalul acestui an și pentru prima săptămână din 2023. Așadar, vă invităm să petreceți alături de noi cu muzică bună din belșug. Aducem în fața telespectatorilor noștri muzicieni pe care știm că îi îndrăgiți, Marian Mexicanu și Ana Maria. Neluță Neagu, George Udilă. Dacă este rău sau este bine, așa că vreau. Vreau să beau și să uit, prin prieten viața-am trecut, mai Doamne. Răducanu Music. Irinel Mitroi. Pastă frumoasă, da, 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 da. Vinde vremea acasă, da, la, da, da, la. Mă iubesc și nu mă lase, la, da, 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 la. Cu mine vreau spune caze, la, 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 da, la. Geta State. Eu diseară pe serac am să-ți dau un sărutar, să nu mai vin supărat și-ai mai ei că mai. Ioana Gherghina. Make the Yuletide. Ovidakis. Julia. Palamakia, palamakia, exudentia que farmakia, exudentia que farmakia, palamakia, palamakia. Leonard Iordache. Gică Răducanu. Am fost în grădină și m-am mușcat o albină, Magdalena, Magdalena. Nelu Bosoi.
Nina Venus. Doar în numele iubirii mergem împreună, pe cărarea fericirii să avem viață bună. Bate, bate, bate în piept inima mea. Bate, bate, cum n-am mai bătut cândva. Bate, bate, bate în piept inima mea. Bate, bate, pentru jumătatea mea. Fane Dumitrache. Hai da, hai da, mălălău, mălălău, băiatul meu. Hai da, hai da, mălălău, pupă-mă că-mi vine rău. Hai da, hai da, mălălău, mălălău, băiatul meu. Hai da, hai da, mălălău, pupă-mă că-mi vine rău, mă! Nicu Elvis. Eu-mi iubesc copiii și familia mai mult decât pe mine, mai mult ca viața mea. Copiii mei sunt îngeri de la Dumnezeu, ce-mi luminează viața și sufletul meu. Viorel de la Constanța. Am și eu ca orice om îngerul meu păzitor, ce are grijă de mine și face zilele bune. Nicu Manciu. Simona Tone. Toată viața am muncit, dar astăzi sunt fericit. Am strâns la copii apele, of, le-am făcut orice plăcere. Taraful prietenesc. Ingrid Boengiu. Oh, ce dor, ce chin, ce jale, băi, pe la poarta dumii tale. Adriana Popescu. De asemenea, veți putea asculta în premieră noile piese ale invitaților noștri speciali, Nicole Cristiana and Friends. Nu pierdeți surprizele pe care vi le-am pregătit cu ocazia sărbătorilor de iarnă și urmăriți edițiile din Viața Romilor din zilele de 24 și 31 decembrie, precum și din 7 ianuarie de la ora 10 la Național TV și pe 25 decembrie, 1 și 8 ianuarie, începând cu ora 16:30 pe postul N24+. Nu în ultimul rând, veți putea viziona din Viața Romilor pe canalul nostru de YouTube.